minunată piesă pe care o cunoaștem cu toții, a câștigat Eurovizionul, a fost primul mare succes al unei trupe care a marcat istoria muzicii pop. Nu numai că au câștigat la Eurovision, dar au ajuns cea mai bine vândută trupă suedeză din toate timpurile. Audiența de la show-ul din 1974, de la care tocmai ce am văzut imagine, a fost estimată la 500 de milioane de telespectatori. În țările europene, melodia s-a instalat imediat în clasament pe locul 1. În Statele Unite, de asemenea, a ajuns în top 10, o performanță deosebită, dat fiind faptul că nimeni nu auzise peste ocean despre Eurovision. De câțiva ani, după câțiva ani de succes enorm, în cele două cupluri au intervenit problemele. Trupa ABBA a anunțat în 1982 că va lua o pauză și, în ciuda numeroaselor solicitări, cei patru nu au mai revenit în formulă cunoscută. ABBA nu a dispărut însă din atenția publicului. Filmul Mamma Mia i-a făcut cunoscuți pentru o nouă generație. Acum, bună oară, se joacă și un musical de foarte mare succes, Mamma Mia, tot cu muzica lor. Așadar, vorbim de ABBA și în 2019, fără probleme, deși ei n-au mai apărut împreună de 10 de ani. Ne spune însă mai multe chiar acum Sorin Lupașcu, el a fost acasă la cei patru. Am reușit să ajung printr-o serie de întâmplări. Dacă vreți, o să încerc să vă spun numai lucruri care nu le citiți pe internet. Internetul e accesibil, deci toată lumea îl găsește. Eu o să încerc să vă aduc altceva. Vreau să încep să povestim această istorie ABBA-ei cu discurile care le-am adus aici. O să încerc, primul dintre ele este chiar single-ul pe care tocmai, chiar melodia pe care tocmai am ascultat-o, este Waterloo. Interesant despre această piesă, aș vrea să vă spun, e faptul că atunci când a apărut pe scenă formația, da, Björn, cel care era la chitară, a apărut cu o chitară absolut excepțională, nemaipomenită, și era îmbrăcat, era costumat în Napoleon. Ei bine, vreau să vă zic că culmea, la Eurovision, când s-au dat punctele, francezii au dat puncte, francezii care au pierdut bătălia de la Waterloo, și englezii, de fapt UK, nu England, ci United Kingdom, nu le-a dat niciun punct celor de la da. Niciun punct nu le-a dat. Așa. Formația a apărut în 1970, ei s-au cunoscut în 69, au făcut două albume în limba suedeză care nu s-au bucurat de succes, au făcut Ring și acest album imediat Waterloo, după care au făcut imediat album în limba engleză, pentru că cel care i-a descoperit și a pus la treabă, Sting Anderson, este omul din umbră care a făcut toată formația. Omul a făcut totul. Deci un om cu o variantă de business, ceva incredibil. Deci imaginează-ți următorul lucru. Sting Anderson a fost primul producător muzical din lume care s-a dus în Rusia și a relicențiat muzica unei trupe străine, vorbim de ABBA, și pentru că nu aveau bani, știi ce a făcut? A licențiat pe ulei, pe cisterne de ulei. Deci Sting Anderson, o minte absolut, absolut fabuloasă. Și o să încep cu albumele, pentru că am vorbit de Rusia și de licențiere. Uitați albumul licențiat în Rusia ca să-l putem compara cu albumul original licențiat în restul lumii. Deci, varianta din Rusia și varianta din restul lumii. Așa arată cele două albume. Deci sunt complet diferite, dar această licență este licența reală, da? Deci este fix același album. Fix numai același că album, mai este varianta, varianta așa. După care albumele au apărut unul după altul. ABBA are 8 albume scoase, 8 albume de studiu și un album live imprimat la Wembley. O să arăt pe rând aceste albume. Ele sunt în ordinea cronologică, o să vi le arăt, așa este și normal. Sunt albume fabuloase, o parte dintre ele am reușit să pozez chiar din elementele pe care le-am găsit și am avut acces la ele să le pozez. Acest elicopter din Rival este elicopterul care poate va apărea și în pozele pe care le avem. Avem și poze făcute în Suedia, bineînțeles. Da, da. Apare și Vulevu, pe care cam toată lumea îl știe. Și apar deja primele colecții care au adus aur, unul după altul au adus aceste discuri, au adus aur. Deci noi vorbim de undeva la un total de 500 de milioane de discuri vândute pentru acești patru oameni care au fost împreună 9 ani și jumătate, nu mai mult, din 72 în 82, deci nici măcar 82 în complet, nici măcar
măcar 72 o complet. Pentru că s-au certat, fiind două cupluri, n-au mai mers treaba. Au fost două cupluri care unul a fost căsătorit 3 ani, unul a fost căsătorit 7 ani, în cluburi s-a venit căsătorit cu copiii dinainte, cu povestea e lungă, nu vreau să o spun, este pe internet. Vreau dar să vă arăt discurile. Motivul pentru care s-au despărțit a fost unul personal, trebuie să spun. Motive personale, da. O să încep să, vă arăt discurile tot în ordinea cronologică, unul după altul, așa ca să vă placă. I Do, Mama Mia, Mama Mia care, atenție, n-a fost lansat pe single, deci cu Mama Mia este o poveste absolut senzațională. Ei n-au, Stig Anderson n-a crezut că Mama Mia este o melodie care merită lansată pe disc. Deci n-a făcut-o. Însă în Australia a avut un succes atât de mare, încât în Suedia ăștia au fost obligați să scoată discul single pentru că au zis, băi, e succes prea mare. Aici avem Dancing Queen, singurul single care a ajuns vreodată pe locul întâi în Statele Unite, în topul Billboard, acesta este. O piesă disco mai degrabă. Dancing Queen, da. Iar Fernando, o piesă lentă, este cel mai vândut single al formației ABBA. Vorbim de Fernando. Aici una dintre melodiile care, când lucram eu în televiziune, tot timpul o puneam cu dedicație șefilor mei, nu știu de ce, se numește Money, Money, Money. Oare de ce, da? Nu știu de ce, dar așa puneam tot timpul piesa asta cu dedicație. Trecem la Knowing Me, Knowing You, o piesă absolut excepțională. Și Thank You For The Music alături de Eagle. Deja avem, cred că nu există om pe planetă care să nu cunoască măcar o parte din piesele astea. Take A Chance On Me urmează, după care aici o să vin cu ceva. Acest album are și un single care este un chiquitita cântat în spaniolă. Este unul dintre cele mai rare discuri care există în discografia ABBA. Trecem la Gimme Gimme, care este clar, după care urmează I Have a Dream. Și haideți să ne oprim puțin deocamdată, aici, să vorbim despre istoria acestei trupe. Practic, care a fost rețeta succesului celor de la ABBA? Ei au venit, Stig Anderson, care avea o casă de discuri Polar Music și lucra de vreo 20 de ani, Stig Anderson i-a văzut pe băieți și a zis, pentru băieții ăștia trebuie să facem așa, trebuie să le dăm ceva din folclorul suedez, trebuie să lăsăm să cânte un pic de muzică folk și trebuie să aducem și ceva nou. El a făcut această rețetă. Să știi că lor nu le-a mers. Ei când au lansat Waterloo și s-au întors înapoi, toată lumea a fost ferm conștientă de faptul că rețeta Eurovision e așa. Avem un om, câștigă la Eurovision, avem o melodie și asta e tot. Nu se întâmplă nimic. Deci vor muri. Ambiția lor a fost foarte mare. Au vrut să arate că nu vom muri după Eurovision. Deci nu vom muri după 6 aprilie 1974 Brighton. Asta s-a întâmplat pentru foarte multe trupe sau pentru foarte mulți artiști? Am fost la Brighton, apropo, am fost la Brighton, le-au pus o placă la sală unde au fost, au pus o placă. Aici ABBA a câștigat în 74. Cred că e cea mai de succes trupă care a câștigat Eurovisionul. Că da, și mulți dintre ei și după aceea s-au pierdut. Cea mai cunoscută piesă din istoria Eurovisionului. În orice caz, în 75, deja un an mai târziu, pentru că ei au vrut să arate că sunt cineva, a apărut Mama Mia. Pe această piesă, mult în 99, a generat acest film. A generat, de fapt, musicalul care în 2008 a generat filmul și în 2018 a generat partea a doua, Mama Mia, Here I Go Again. Deci să vedem una după alta. Și câteva imagini pe care tu le-ai surprins, da, în Suedia. Da, tot este fotografia de mine. Există un muzeu ABBA acolo? A fost itinerant, a fost un muzeu itinerant prin Europa, după care în Stockholm ei s-au oprit și în 2010 au făcut un muzeu în care se poate merge. Eu am reușit să am acces și în altă parte, în afară de muzeu, am reușit să am acces la echipamentul lui Benny Anderson și să văd cu ce lucrează, prin colegul lui de studio care prin el am ajuns acolo. A fost o întâmplare. Aici este la căsuța de vară unde ei stăteau și compuneau. Aici erau pe o insulă, stau și compuneau. De fapt, Stockholmul este așezat pe un arhipelag. Iar arhipelagul pe multe insule lipite. Aici e cabina de machiaj pe care o aveau în turneu care mergeau. Uite, aici e căsuța unde stăteau și compuneau ei. Cu o priveliște frumoasă, exact, se inspiră. Exact, exact. Așa se vede. Aici este un disc cu diametru de 2 metri. N-am rezistat să nu rămân lângă acest disc cu un diametru de 2 metri. Și discurile de aur. O parte din discurile de aur, dar sunt 400 de discuri de aur de pe tot globul, fiecare țară având posibilitatea să dea. Elicopterul de care povesteam înainte, care este exact pe copertă și s-a filmat și videoclipul. Și niște păpuși. Și acum păpușele. Deci ei au câștigat și se câștigă foarte mult. Se
câștigă foarte mult din produsele ABBA. Aici m-am oprit pentru că aici mi s-a oprit respirația. Când vezi 400 de discuri de aur, ți se oprește respirația. 400 de discuri? 400, la câte albume vândute se dă un disc de aur? Depinde de țară, nu există. De exemplu, la, nu există o regulă. La americani se dă la 500 de mii, în Franța se dă la 100 de mii, în Germania se dă la 100 de mii. Deci țările au limite diverse la care oferă discul de aur. Ca să ne înțelegem oamenii, acestea cred că sunt hainele de la Eurovision, nu? Știi de ce sunt colorate așa hainele și explozive și tot? Pentru că legea suedeză spune așa, că ai voie să decontezi, deci ai voie să decontezi hainele cu care ești pe scenă, în două condiții, că aceste haine să nu le folosești toată ziua mergând pe stradă și doi, să ți se potrivească numai ție. Aha. Deci dacă ți se potrivesc numai ție și dacă nu mergi cu ele pe stradă, ai voie să le pui pe cheltuieli în contabilitate. Aolea, da. Da, și ei așa au făcut toate hainele și tot ce au făcut, le-au făcut așa tocmai ca să fie puse pe cheltuieli în contabilitate. Încă niște păpușele. Absolut, sunt păpușile absolut. De la... Așa erau ei îmbrăcați, da, la Eurovision. Exact așa era îmbrăcați la Eurovision. Niște păpuși haioase. Sunt, vreau să-ți spun că sunt aducătoare de bani, ceva așa. În continuare se vând... Vai, uite aici studioul, ăsta e studioul, vreau să-ți spun că Benny Anderson a făcut un studio, modelul care nu se mai practică acum, a făcut un studio cu 80 de camere, în care în fiecare cameră se putea imprima un instrument. Aici sunt tot felul de... uite, el este Stig Anderson, este la Swedish Hall of Fame, acolo l-am pozat, este Stig Anderson, impresarul cel care, lor. Da, care i-a descoperit. Stig Anderson ne-a părăsit în 2009. Aici este studio, aici am fost la studio. Iar ăsta este premiul, ăsta este, așa arată Eurovisionul. Ăsta este exact, nu e statuie, e o plachetă. Asta este placheta de la Eurovision și chitara lui Bjorn, care era îmbrăcat în Napoleon Bonaparte și era cu chitara asta. Aici o parte din discurile lansate de ABBA, deci o parte din coperți, pentru că având mai mulți producători și fiind în mai multe țări, a existat posibilitatea să se schimbe coperțile, să arate într-un fel, în alt fel. Deci a existat... Exact ce ne arătai și tu mai devreme, că sunt în funcție de țară. Există această posibilitate. Sunt de asemenea imagini din copilăriile celor patru, să știi că... toți cei patru, dar absolut toți cei patru, au început să cânte înainte de vârsta de 10 ani, deci niciunul după 10 ani. Și unii înainte. Dintre ei care erau cunoscuți. Aici Anieta este biroul lui Stig Anderson, unde s-au semnat toate contractele. Asta este bucătăria din viluța de pe insulă, unde au stat și au compus. Și trebuie să spunem că în momentul de față nu mai vorbesc cu nimeni. Nu vorbește nimeni cu nimeni, deci e o dihonie acolo. De ce? De la ce s-au luat? Nu se știe? Dar nu se împacă unul cu altul, nici morți. Deci vreau să-ți spun că au apărut o singură dată împreună în 2005, când au putut fi pozați împreună, când au fost, s-a lansat un party care se numește Mamma Mia The Party. E un fel de chestie care stoarce bani, evident, toată ziua, ba mănânci, ba bei, ba seara dansezi, ba nu știu ce, totul e cu ABBA și totul așa, și plătești niște sume adevărate ca să poți participa în Suedia, și au fost la lansare, dar în rest n-au fost nimic, nici la Mamma Mia când a fost musicalul, au fost la lansare, toți patru au stat în locuri diferite. S-a lansat filmul Mamma Mia în 2008, au fost pe scenă Meryl Streep cu Anieta și cu Frida. Și au dansat pe scenă, ăilalți băieții nu. Deci niciodată toți patru să fie unul lângă altul. În 2010 au fost la Rock and Roll Hall of Fame, au primit statuete, au fost la Hall of Fame, cum să-ți spune? Și n-au venit împreună. N-au venit decât Benny și cu Frida. Deci nu, cum să-ți spun, nu, n-au loc și nu vor fi niciodată. E singura formație. Și niciodată vechile cupluri nu se mai reîntâlnesc. Nu, exclus. Se întâlnesc cele două fete. Imaginează-ți că e singura formație din lume care a refuzat oferta de $1 miliard pentru a se reuni. Pentru miliardul ăla trebuiau să facă așa, să susțină 100 de concerte, să facă niște melodii noi, să imprime un disc. Fiecare concert era plătit cu $1 milion. Fiecare cântăreț primea un sfert de milion pentru fiecare cântare. Nu a vrut niciunul. Bă, dar niciunul. Bun, pe de altă parte trebuie să spunem că ei au încercat să se descurce pe cont propriu, cele două... Fiecare și-a făcut pe cont propriu ceva. Fiecare da, au cântat, făcut pe chiar au avut, au avut mai încercări de carieră. Mai mari, mai mici, le-a ieșit. Dar oricum, de exemplu, Frida a lucrat cu Phil Collins, Anieta a lucrat cu John Lord de la Deep Purple. Deci...
nu aiurea. Iar unul dintre cei doi domni este comentator politic în Suedia. Unul e comentator politic, celălalt, Benny Andersson, are propria lui trupă, Benny Andersson Orchestra, care cântă în fiecare vară, cântă în parcuri, cântă în toată Suedia, a făcut 3 albume, acum face al 4-lea album. Deci el e singurul care mai face muzică. Restul fac altceva, nimeni nu vrea bani, nimeni nu are nevoie de bani. Ana Frida este prințesă? Frida este prințesă, da. Prințul i-a murit între timp, da, e prințesă și fiica ei cu un an înaintea prințului a murit într-un accident de mașină. Da, deci lucrurile și viața lor e complicată, e dură, dar per total, rămâne o muzică fabuloasă, rămâne o muzică de aur, rămân niște lucruri care greu pot fi bătute. S-au împlinit ieri 45 de ani de când oamenii ăștia scriu istorie. Aproape că nu există formație în lume desfăcută unde membrii să fie în viață, că ai un Doors, dar nu l-ai pe Jim Morrison, da. Că ai un Zeppelin, Queen, dar nu. Deci tot timpul Freddy, lipsește o ceva, ai un Queen, nu l-ai pe Freddie, ăștia sunt în viață, există, ai putea să-i aduci, bă, sunt singuri care nu poți să-i aduci. Păi asta este, orgoliile au fost mai puternice decât banii. De asta sunt mari, pentru că nu se reunesc. Și crezi că mai e loc de împăcare? Nu, exclus, niciodată. Absolut. Bun, niciodată. Până una alta și în 2019 ei câștigă în fiecare oră, da, din difuzarea de piese. Dar în fiecare secundă câștigă. Tu știi câți bani sunt acolo? L-au dat toți în judecată pe Stig Anderson, că i-a furat, i-au dat în judecată în 2001, toți, în afară de Frida, toți l-au dat în judecată pe Stig, că a făcut management nu știu cum, că a furat nu știu cum, că... Deci bani care au dispărut... Povești multe. Bun, e o poveste care continuă. Eu îi mulțumesc foarte mult lui Sorinu Pașcu pentru faptul că a acceptat invitația noastră. Punem punct aici discuției, revenim în schimb în câteva momente. După ce soția unui gardian de la penitenciarul Rahov a fost atacată în această dimineață în propria casă, femeia a fost tăiată cu un cuțit și lăsată să zacă într-o baltă de sânge. Agresorii nu au fost identificați. Unul dintre suspecți este fiul vitreg al femeii. Detalii are de la fața locului colega mea Alina Sorocean. Te ascultăm. Bun găsit, totul s-a petrecut în jurul orei 6 în această casă, în locuința gardianului de la penitenciarul Rahova. În jurul orei 6, doi indivizi necunoscuți ar fi intrat în această locuință, au amenințat-o pe soția gardianului și au tăiat-o cu un cuțit pe față și pe gât. Fiul vitreg al femeii, un tânăr în vârstă de 18 ani, a găsit-o plină de sânge în jurul orei 6:30 și a sunat la numărul 112. La apariția acestuia, cei doi agresori ar fi fugit, iar la fața locului au ajuns imediat oamenii legii, au fost direcționate echipaje de poliție, dar și de prim ajutor. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, starea sa fiind una destul de gravă. Au început cercetările, au fost preluate cercetările de secția 18 de poliție în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs agresiunea și pentru identificarea persoanelor implicate. În momentul atacului, agentul penitenciarului Rahova se afla la locul de muncă. Alina, mulțumesc. Pachete pline cu droguri sunt în continuare aduse de valuri pe țărmul Mării Negre. Poliția caută și la această oră, în cadrul unei uriașe operațiuni cu sute de agenți, alte colete care ar putea pluti pe mare. În această dimineață, un pachet cu cocaină a fost descoperit în stațiunea Eforie, iar alte două pachete au fost ridicate din stațiunile Olimp și Costinești. România se află pe ruta nordică a drogurilor, fiind un punct important în drumul acestora spre Occident. Două trasee, unul pe mare și altul pe uscat, sunt folosite de traficanți. În acest dosar, spun anchetatorii, modul de operare este atipic pentru România, fiind specific mai degrabă mafiei balcanice. Sute de polițiști, elicoptere și zeci de ambarcațiuni scotocesc fiecare colț al litoralului românesc în căutarea pachetelor cu droguri, iar coletele pline cu cocaină continuă să fie aduse de valuri la mal. Azi noapte, mai multe pachete au fost descoperite la Agigea. Încă de ieri dimineață, stațiunile sunt împânzite de polițiști după ce zeci de pachete cu droguri au fost descoperite în zona plajei Vadu. Primele informații indică faptul că pungile pline de cocaină provin din cele două bărci abandonate de traficanți acum două săptămâni. A
Autoritățile au făcut apel la cei care găsesc pachete cu droguri să nu le deschidă și să le predea imediat, mai ales că în această perioadă tot mai mulți turiști încep să-și petreacă weekendurile la mare. Au fost descoperite și ridicate mai multe colete susceptibile a conține droguri de mare risc. Tocmai de aceea Poliția Română și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au transmis dimineață o informare, o avertizare către cetățeni prin care mi-am rugat să nu deschid aceste colete pe care le găsesc pe plajă, să anunțe de îndată cel mai apropiat polițist sau să apeleze numărul unic de urgență 112. La sfârșitul lunii martie, câțiva localnici au observat o șalupă abandonată pe o plajă din județul Tulcea. Polițiștii de frontier au descoperit atunci numai puțin de 800 de kilograme de cocaină care erau împrăștiate pe lângă barca naufragiată. Drogurile care provin din America de Sud și erau destinate piețelor din vestul Europei au fost aduse la sediul de ICOT din București, iar potrivit procurorilor, drogurile găsite au o puritate de 90% și ajung la o valoare de peste 300 de milioane de euro. 7 suspecți au fost atunci reținuți de polițiști, iar autoritățile anunțau că lotul din care fac parte cele 800 de kilograme ar fi unul mai mare, de aproximativ 2 tone. Fiul filozofului Andrei Pleșu a fost eliberat. Mihai Pleșu a scăpat de după gratii și va fi anchetat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de trafic de droguri de mare risc. La ieșirea din sediul IPJ Iași, Mihai Pleșu a declarat că nu a făcut niciodată trafic de droguri. Și urmărim acum ce se întâmplă în Brașov, în Piața Sfatului. Cei de la PNL organizează o manifestare de proporții. Bună ziua, Brașov! Îl ascultăm chiar acum pe rară.